Femeia credincioasă doarme doar cu soțul ei. Cu ceilalți bărbați stă trează. Mă, nu știu, mie îmi lasă gura apă când aud carnea sfârâind pe grătar. Oare așa pățesc și veganii când tund iarba? În timp ce voi simțiți nevoia de afecțiune și de îmbrățișări, eu simt nevoia de vreo 2000 de euro în portofel. Da, fiecare după posibilități. Vă, m-am întrebat șeful mai înainte dacă am venit la serviciu să muncesc sau să dorm. Eu n-am știut că pot să aleg. Dacă vreodată mă vedeți trist, să știți că nu e din cauza lipsei dragostei, ci din cauza lipsei banilor. Pentru că am bani, dar n-am mulți. Aia e trist. Caut o femeie pentru o relație frumoasă. Poate fi și măritată, că nu sunt gelos. Bă, fosta mea iubită îmi zice să scriem pe o foaie de hârtie patru persoane cu care ne-am culcat dacă am avea ocazia. Ea a scris George Clooney, Brad Pitt, Cristiano Ronaldo și Gerard Butler. Eu am scris vecina de la 3, educatoarea copilului, Varasa de la Galați și Veta, prietena ei cea mai bună. Mă, așa suntem noi bărbații, mai simpli, nu căutăm lux. Bineînțeles că de atunci n-am mai văzut-o. Auziți? Vă cer și eu un sfat. Dacă nu mi-am găsit încă jumătatea, ce ziceți? Pot încerca cu două sferturi? Cum să nu fiu, mă, nervos, mă, cum să nu fiu, că pe când am zis și eu că am descoperit persoana potrivită, descoper că bai ai măritată, bai o sănsurat, ferească, domne. Dacă ați putea călători în timp, în ce an ați merge? În 2004, să îmi fac și o plinul. Bun, femeie, hai să terminăm o dată cu tâmpenile și să o lămurim, da? Deci, dacă nu poți să-ți faci bărbatul fericit, nu încurca pe alta. Punct! Femeile sunt ca fructele, fiecare are o formă, culoare, aromă și un gust unic. E, problema e că bărbații preferă salata de fructe. Mă, dacă te cerți pe stradă, la telefon, cu voce tare, pune, te rog, telefonul pe speaker. Vrem și noi să auzim ambele versiuni. Măi, o femeie la 20 de ani știe ce vrea, pe la 30 și cu cine, dar de obicei pe la 40 îi vin idei mai bune. Știați? Știați, pe dracu, nimic nu știți. Am venit azi la muncă. Am o energie de simt că mi se închid ochii. După ce beau, bărbații vorbesc inutil, devin emoționali, conduc prost și se ceartă din nimic. E bine, femeile pot să facă toate astea fără să bea. Știați? Știați, pe dracu, nimic nu știți. Primesc numai lovituri de la viață. Ba mă lovește foamea, ba lenea, ba somnul. Ferească, domnule. Măi, fată, dacă îți plac bărbații cu bani, lasă timiditatea la o parte și caută-mă. Am 18 lei și un bon de masă. Do you speak British English? American. Brother, I don't speak British English or American English. I speak Balkan English. Balkan English, the best English. You need to learn Balkan English is the best. Măi, știe cineva cum ajung pe calea cea bună? Că tot bag pe GPS și nu merge. Măi, nu știu, dar e trist când ajungi din amantă soție. Păi dacă știi că locul amantei e gol. Petelor, feriți-vă de băieții cu mașini noi. Cândva asta însemna statut și bani, iar acum credit pe 5 sau 10 ani. Din experiența mea, singurul lucru ușor în viața asta este să te îngrași. Atât. Măi, fată, mă, ce faci? Nu-i răspunde imediat la mesaj. Ce, vrei să pari disperată? Găsește-ți pe altcineva, mărite-te, fă câțiva copii, lasă-l, mă, să fiarbă. Câteodată mă uit la păsări și mă întreb, oare dacă aș putea să zbor, pe cine m-aș căca? Inelul de logodnă nu este un cadou. El se plătește mai târziu prin spălat, călcat, gătit, curat. Bă, voi ați observat că peste tot în lume alcoolismul e considerat o boală? Numai aici în România ești întrebat, de ce nu bei? Ești bolnav? Ați observat, pe dracu, nimic nu observați. Bă, hai să terminăm o dată cu tâmpenile și să o lămurim, da? Eu nu mi-am plimbat niciodată prietena cu BMW-ul din două motive. Unu, nu am BMW, doi, nu am prietenă, punct. Bă, eu nu pot să înțeleg, mă, bă, ăștia, mă, care nici în ruptul capului nu vor să admită că au defecte. Uite, eu, de exemplu, dacă aș avea, aș recunoaște. Scrie în CV-ul dumneavoastră că sunteți foarte creativă. Da, este adevărat. Ce anume creați? Probleme. Sunt o femeie provocatoare. Provoc dureri de cap și nervi de nu le puteți duce. Ești calm? Ești liniștit? Ha! Înseamnă că n-ai dat peste femeia potrivită. Pentru fericire, femeia are nevoie de un bărbat.
Pentru restul, e suficient și susul. Mai nu știu, gospodinele fac dulceață și celelalte gemă. Măi, nu știu, multe femei ar putea să piardă în greutate, dar femeilor nu le place să piardă. Păi v-ați observat că majoritatea arheologilor sunt femei? Au astea un talent de a descoperi trecutul, ceva de speriat, ferească Dumnezeu. Am avut o criză în dimineața asta, nu am știut cu ce să mă îmbrac. Noroc că frumusețea merge cu orice. Băi, nu știu ce să spun, dar să mănânci e mult mai interesant decât să slăbești. Auzi, bă, mi-am făcut curaj și am zis șefului că nu mai pot trăi cu salariul ăsta. Și ce ți-a zis? Ce e dracu să-mi zică? Mi-a zis să divorțez. Cred că are și el dreptate, nu? Femeia credincioasă doarme doar cu soțul ei? Cu ceilalți bărbați stă trează.